În ultima perioadă, potrivit conducerii societății de transport local, interesul buzoienilor pentru deplasările cu autobuzul a crescut. Dovadă stă creșterea semnificativă a celor care au solicitat eliberarea abonamentelor de transport. Și dacă e să ne raportăm la luna august, când am avut concurența Maxi Taxi, să comparăm luna octombrie, lună pe care am închis-o deja, din punct de vedere contabil, avem o creștere de 90% a numărului de abonamente. Deci foarte mulți călători preferă să-și cumpere abonament, pentru că, după cum bine știți, am reușit să așezăm cât de cât planul de transport. Plan de transport care o să mai sufere modificări. Încercăm să armonizăm cât mai bine nevoile oamenilor, nevoile de deplasare ale oamenilor cu programele de transport ale Transbuzului. De partea cealaltă însă sunt și buzoieni care intenționează să ocolească sistemul și sunt amendați pentru călătorii frauduloase. Numai puțin de 580 de sancțiuni au fost date în ultima vreme pentru călători prinși fără bilet. Sunt și călători care circulă sau încearcă să circule fără bilet sau abonament. De când am înființat serviciul de control, inclusiv în cadrul ADI-ului, am aplicat un număr de 580 de amenzi călători care n-au avut bilet sau abonament. Reacția lor a fost de a nega faptul că, din diferite motive, n-au reușit să-și ia bilet sau că a avut bilet, dar au fost situații când nu au fost compostate biletele sau au fost un bilet vechi compostat peste alt bilet, peste alte găuri din biletul anterior, și cam așa se manifestă. Deci prima reacție e de a respinge faptul că ei, din diferite motive, n-au reușit să ia bilet. În următoarea perioadă, autobuzele vor fi dotate cu sistem de monitorizare video pentru a se evita astfel de situații.